O ceartă în familie, la dat de gol, vorbim despre un bărbat de 37 de ani din capitală, cercetat pentru cultivarea și circulația ilegală a drogurilor. Totul s-ar fi întâmplat după ce concubina suspectului a solicitat ajutorul poliției în urma unui scandal care s-ar fi iscat între cei doi. Ajunși la fața locului, polițiștii au găsit mai multe pachetele cu droguri. Angajații poliției au mai depistat plante de marihuana îngrijite în condiții speciale, dar și un aparat special de producere a drogurilor. Acum, bărbatul, care și-a recunoscut vina, riscă o amendă usturătoare sau chiar o pedeapsă cu închisoarea.